Banca Europeană de Investiții va sprijini eforturile guvernului de a investi în infrastructură și va atrage BERD în confinanțarea unor asemenea proiecte. Despre aceasta a menționat șeful reprezentanții BI în Republica Moldova, Antonio Castillo, în cadrul unei ședințe online cu participarea prim-ministrului Ion Chicu și a șefului delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalco. Premierul i-a informat pe interlocutorii despre programul de investiții în infrastructură în 2020, în special în infrastructura rutieră. El a menționat că în de crizei epidemiologice și a impactului acesteia asupra economiei naționale, investițiile în infrastructură sunt un element important de resuscitare a economiei naționale și de creșterea a oportunităților investiționale ulterioare în Republica. Petr Mihalcu a salutat intențiile de a investi în dezvoltarea infrastructurii rutiere naționale și a menționat că finanțarea oferită de BI și alte instituții financiare europene sunt o soluție foarte bună în acest sens. Secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Anatol Satei, a prezentat detalii despre segmentele de drumuri prioritizate de executiv, a informat despre etapa de pregătire a documentației de proiectare a studiilor de fezabilitate și de impact asupra mediului. De asemenea, au fost discutate detalii despre procesul de aplicare pentru finanțare BI a proiectelor de infrastructură, fiind apreciate următoarele etape și termenii de realizare. Antonio Castillo a informat despre etapa de pregătire a locomotivelor pentru întreprinderea de stat calea ferată din Moldova, contractat în cadrul unui proiect finanțat de BI și BERT, dar și despre contractarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare pe segmentul Bender-Giurgiulești.